Vă invit să deschidem Scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. O să citim 17 versete. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atât de mulți, erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, fiule, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne. I-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară Iisus i-a zis, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Amin. Să ne așezăm. Chiar dacă au trecut aici la dumneavoastră două săptămâni de la sărbătoarea Paștelor, încă suntem în atmosfera de Paște, nu-i așa? De fapt, suntem între Paște și Rusalii, în această paranteză, în acest segment cu care noi penticostalii nu prea știm ce să facem. Pentru că noi avem așa, abia așteptăm să vină Rusalii când căpătăm sens. Pentru că așa avem noi impresia că toate lucrurile au început la Rusalii. Însă vedem un segment de timp între Paște și Rusalii în care Domnul mai avea ceva să facă înainte să se înalțe El la cer și apoi să le dea ultimele instrucțiuni ucenicilor până când Duhul Sfânt se va coborâ peste ei. Domnul trebuia să facă câteva lucruri și acest episod pe care l-am citit subliniază, aduce în atenția noastră cel puțin patru lucruri pe care Hristos le face, și anume, vrea și are intenția să se arate înviat ucenicilor, vrea să le reafirme chemarea pe care le-a făcut-o la începutul lucrării sale pământești, atunci când i-a chemat să fie ucenici ai săi. Al treilea lucru, a intenționat restaurarea unor relații care nu mai rămăseseră după patimile de la Paște așa cum ar fi trebuit să fie și începe echiparea lor în ceea ce urma să fie slujirea. Prin această întâlnire pe care Domnul le-o dă în această frumoasă dimineață la Marea Tiberiadei, Domnul intenționează și reușește aceste patru lucruri în raport cu ucenicii săi.
Este remarcabil un alt aspect. Dacă am fi citit ultimele versete din capitolul 20, un capitol mai dinainte, versetul 30 și 31, deci capitolul 20 din Ioan, se termină așa. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Am zice că s-a terminat Evanghelia. Este un final bun pentru Evanghelia, nu? Cam ăsta e scopul Evangheliei. Numai că continuăm citirea și mai vedem un capitol. Și ultimele versete din Ioan 21, versetul 24 și 25, spune așa: ucenicul acesta este, acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încape cărțile care s-ar fi scris. Și aici intervine amin. Se pare că Evanghelia aceasta după Ioan are două finaluri. Este finalul din capitolul 20 și finalul din capitolul 21. N-a fost inspirată Evanghelia? Ba da, este inspirată. Scriptura, autorul Scripturii este Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a inspirat pe scriitorii săi să scrie. Numai că între aceste două finaluri ale Evangheliei mai se întâmplă niște lucruri foarte importante. Niște lucruri foarte importante. Și aceste lucruri importante sunt cele de care v-am spus adineaori, cele patru aspecte pe care Domnul a vrut să le aibă în interacțiunea cu ucenicii după învierea sa. Primul lucru, așa cum am spus, pe care Domnul a intenționat, au fost arătările. Nu se putea înviere fără arătări. De ce a trebuit Hristos să se arate ucenicilor, cum spune Apostolul Pavel, la peste 500 de frați ai noștri? De ce a trebuit Domnul Iisus Hristos neapărat să se arate? Păi nu tot asta predicăm noi, că mântuirea vine prin credință? Ucenicii ar fi trebuit să creadă că Hristos a înviat și să ducă mesajul acesta mai departe. Dragii mei, arătările sunt parte a lucrării complete a lui Iisus Hristos, alături de nașterea din fecioară, jertfa pe cruce, îngropare, înviere, arătările au locul lor. Apoi este înălțarea și faptul că Hristos va reveni să-și ia biserica lui. De aceea, și vom vedea imediat, arătările au un rol esențial în economia aceasta a mântuirii noastre. De ce? Pentru că mesajul apostolilor de acum, până acum au fost ucenici, esența mesajului apostolilor a fost unul singur: Hristos a înviat. N-au făcut foarte multă teologie, n-au intrat în mult până mai târziu, când Apostolul Pavel, în mod special, începe și descălcește, așează doctrina creștină și practica creștină. Dar mesajul evanghelistic a apostolilor a fost unul foarte simplu: Hristos a înviat și l-am văzut. Nu doar că a înviat, l-am văzut, noi suntem martori ai învierii. Aceasta va fi una dintre argumentele puternice, armele puternice ale Evangheliei, pentru că cine își dă viața pentru o minciună? Gândiți-vă că toți, absolut toți apostolii, toți ucenicii au murit pentru propovăduirea Evangheliei lui Iisus Hristos. Oameni buni, măcar unul, da? Măcar unul din 11 cât s-au rămas, măcar unul trebuia să trădeze, nu? Dacă n-ar fi fost adevărat că l-au văzut pe Hristos înviat. Dar toți la unison, plecând din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până spre marginile pământului, după cum va fi trimiterea în Fapte 1:8, toți au dus același mesaj: Hristos a înviat, lăuda să fie Domnul! Deci arătările au un loc esențial în lucrarea lui Iisus Hristos. Apoi, au fost esențiale arătările, pentru că arătările au fost o condiție a apostolicității. Vă aduceți aminte că unul dintre apostoli, care mai târziu a devenit apostol, și este vorba de Pavel, a trebuit tot timpul să-și explice apostolicitatea lui. De ce? Pentru că a fost contestată.
Și pretutindeni pe unde s-au dus, s-au găsit așa câțiva prieteni care au zis, auzi, zici bine, dar avem o problemă cu tine. Tu nu ești apostol. Și argumentul lor era, tu nu l-ai văzut pe Hristos înviat. Pentru că o condiție a apostolicității era să-l fi văzut, să se fi întâlnit cu Hristosul înviat. Tomo, haide și pune mâna în palma mea, pune mâna în coasta mea. Da? Apostolul Pavel își apără apostolicitatea și spune, nu, eu m-am întâlnit personal cu Hristosul înviat când a venit pe drumul Damascului. Acest Hristos înviat și nu l-am văzut doar eu, nu eram singur, am martori ai prezenței Hristosului înviat, care a intrat în viața mea atunci. Apoi, arătările au fost sigiliul credinței apostolilor. Vei spune, te contrazici puțin, pentru că credința nu prea are treabă cu vederea. Aici, mesajul Evangheliei este sigilat de arătările lui Iisus Hristos, pentru că credința apostolilor s-a zidit pe întâlnirea cu Hristosul înviat, iar astăzi, credința noastră, după cum va spune Apostolul Pavel în Romani, se bazează sau se zidește pe întâlnirea cu Hristosul scris. Deci, cam forțat. Atenție! Apostolii și-au bazat credința pe întâlnirea cu Hristosul înviat, iar astăzi noi ne bazăm credința pe întâlnirea cu Hristosul scris. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și-l avem pe Hristosul prin care s-au făcut toate lucrurile. Dumnezeu a zis și s-au făcut. Este Logosul, este rațiunea lui Dumnezeu, este Hristosul etern al lui Dumnezeu prin care s-au făcut toate lucrurile. Care, așa cum spune în Evrei, la sfârșitul vremurilor, a venit și ni s-a descoperit nouă. A luat trup de om, a umblat printre noi Hristosul întrupat, iar acum îl avem scris. Și credința vine în urma auzirii. Ce? A cuvântului lui Dumnezeu. Înțelegem acum cele două dimensiuni. Apostolii sunt unici pentru că și-au fundamentat credința pe întâlnirea cu Hristosul înviat. Și fiecare dintre noi suntem unici pentru că ne fundamentăm credința pe întâlnirea cu... Este forțată puțin expresia, dar mi-o permit acum, înaintea dumneavoastră, cu Hristosul scris, cu cuvântul lui Dumnezeu. Putem să plecăm în această pericopă, în pasajul pe care l-am citit în mai multe direcții, aș vrea însă acum în partea a doua și partea finală a mesajului să aduc o amprentă aplicativă pentru biserica de astăzi, pentru biserica dumneavoastră. Ce învățăm din acest pasaj? Ce învățăm din această întâlnire cu Hristos? Și spunem noi, și mesajul meu este, învățăm să pescuim. Învățăm să pescuim. Cum adică? Dragii mei, dacă vorbești cu orice lider de biserică sau chiar cu frați, cu surori din biserică, toți sunt de acord că biserica trebuie să fie un loc de pescuit sau toți din biserică trebuie să fie pescari buni. Nu mă refer neapărat cu undița, da, ci după chemarea pe care Domnul i-a făcut-o lui Petru, atunci când l-a chemat, da? Și a spus, Petre, lasă pescuitul ăsta că vreau să te fac pescar de oameni. Să te fac pescar de oameni. Bisericile trebuie să știe să pescuiască. Noi ca și credincioși trebuie să știm să pescuim, pentru că sunt mulți care se duc la pescuit să se relaxeze. Așa cum mulți venim uneori poate la biserică să ne relaxăm. Și relația noastră cu biserica este una prea relaxantă și relaxată. Ori, întâlnirea cu Hristos trebuie să ne responsabilizeze și să ne facă pescari. Dar nu-i simplu. E plăcut să pescuiești, dar nu-i simplu să fii pescar de oameni. Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră locuiți în diaspora. Eu îmi permit să vă spun lucrurile acestea pentru că eu simt diaspora trăind de aproape 16 ani, ca și dumneavoastră, în Nord America, în Canada. În diaspora este mai dificil să pescuiești decât acasă, în România, în țară. Și acum vă spun și din perspectiva cealaltă, locuind în România de 2 ani,
dar și până în urmă cu 18 ani. În diaspora este mai dificil să pescuiești, pentru că, așa cum spunea cineva, în diaspora pescuiești în acvariu și acasă în România pescuiești în ocean. În diaspora este mai dificil să pescuim pentru că bisericile au o puternică amprentă națională, culturală și chiar lingvistică. Eu vă predic în limba română aici, dar nu știu câți români sau câtă română se vorbește în 10 mile pe aici, around the church. Este mai dificil să pescuim, nu? Vorbim o altă limbă, avem o altă cultură, am venit cu alte valori, înțelegem creștinismul într-un mod diferit, avem anumite obiceiuri cu care am venit, pe care le păstrăm, pe unele le-am canonizat, le-am făcut nenegociabile. Mai mult, foarte multe biserici române nici nu se gândesc la altcineva decât la faptul că trebuie să se adreseze grupului restrâns de oameni. Noi am venit și noi ne adresăm exclusiv românilor, chiar în familiile noastre. Ne uităm, unii dintre dumneavoastră ați venit, aveți copii care au fost născuți aici și deja copiii dumneavoastră au copii. Da? Și există o sfâșiere culturală chiar în interiorul caselor noastre. Și să nu spuneți că cine se naște în familie de pocăiți, îți pocăiți, că pui de Adamus. Și au nevoie de mântuire toți. Dar deja sunt de cultură, de limbă, de percepție, de filozofie diferite decât am venit noi din țară. E greu să pescuim și la noi în familie. Pentru că merg la școală, aud o filozofie de viață acolo, aud tot ce se spune la școală, vin acasă, este altceva, vin la biserică, este altceva și trăim un fenomen groaznic, un fel de schizofrenie socială și spirituală. Că tinerii cât sunt încă în formare, nu mai știu după ce, trebuie să se simte integrați la școală, să se simte integrați în biserică, să nu facă prea mult deranj acasă și joacă roluri. Joacă cât joacă, dar plesnesc ei, le plesnește mintea. Și la un moment dat crapă, se dau pe față. Aleg ceva. Îi radicalizează tipul acesta de viață. Este greu de pescuit în diaspora, dar totuși există câteva avantaje. Și aș vrea să vedem și avantajele diasporei. Există câteva dezavantaje și unul dintre ele este că oamenii sunt rupți de presiunea. Și mă refer, de exemplu, la românii care nu sunt credincioși, care au venit în America, dar aceștia deja au depășit un prag de a nu schimba nimic în viața lor. Aceștia care au venit în America fac schimbările, acceptă schimbările mai ușor decât le accepta acasă, pentru că au fost expuși la mult mai multe lucruri, văd mult mai multe lucruri. Dacă îi întreb în România pe oameni, vor spune că în lumea asta majoritarii sunt ortodoxi. N-am o problemă să nu credeți că nu vorbesc împotriva denominației nimănui. Ok? Dar asta e percepția acasă. Și dacă ne uităm pe harta lumii, sunt 270 de milioane de ortodoxi. Și eu când îi spun părintelui Tofană, da, prietenului cu care mi-am lucrat program doctorat, îi spun, da mă, stai un pic, noi suntem 600 de milioane. Da? Oameni care pricep lucrurile. Da, să-i spun la un om de pe stradă că în lume suntem dubli decât ei. Că nu suntem minoritari. Dar acasă, în România, ești minoritar. Și atunci, venind, ieșind din mediul acela, oamenii depășesc niște bariere și putem să ajungem cu Evanghelia parcă mai ușor la unii dintre ei. Apoi, sunt mulți oameni care trăiesc drama singurătății aici. Au nevoie de comunitate, au nevoie de ajutor, de sprijin. Suntem ființe sociale. Putem să profităm, trebuie să învățăm să pescuim folosind aceste pârghii. Apoi, sunt expuși la altceva decât au fost în mediul rigid și mărunt de acolo, de acasă. Deci iată că sunt și dezavantaje, greutăți, dificultăți în a învăța să pescuim aici. Și îi aud pe foarte mulți, discut cu păstori din Statele Unite, în Canada și spun, bă, nu mai știu cum ne adresăm, tot ne ninerăm acolo, nu vorba biorenilor, ne ninerăm unii pe alții în biserică, pentru că nu mai avem o optică dincolo de zidurile bisericii, nu mai vedem nimic dincolo de zidurile bisericii. Și greu, într-adevăr, să vezi
dincolo de zidurile bisericii, ce poate să mai facă o biserică română în diaspora. Și totuși trebuie să pescuim. E mandatul nostru și nu avem voie să-l abandonăm. Într-o formă sau alta, nu dau eu indicații cărui grup de oameni. Fiecare biserică are viziunea ei și se adresează unui target pe care ea îl decide. Dar nu este voie să ne abandonăm mandatul. De aceea, două lucruri principale vreau să vi le las în suflet, ca să putem să ne asumăm pescuirea aceasta pe care Domnul le-a arătat-o ucenicilor falimentari atunci la pescuit. Primul lucru pe care vreau să vă las legat de a învăța să pescuim eficient. Totul, fără Hristos, înseamnă eșec. Totul, fără Hristos, înseamnă eșec. Avem programe, sunt cărți scrise, este manual și workbook, da, de pescuire spirituală. 10 pași înspre mântuirea, 12 pași pentru câștigarea. Avem atâta informație. Avem, cum zicem noi ungurii, toolbox, nu? Ca să știm cum să facem evangelizarea. Dragii mei, totul fără Hristos este eșec. Ne uităm la Petru, care s-a retras în Galileea, unde a spus Domnul, du-te în Galileea, că vreau să mă întâlnesc cu tine. În mod special, Domnul a transmis un mesaj, în îngerul, de fapt. Le-a zis femeilor, merge și spuneți ucenicilor să meargă înainte în Galileea și lui Petru, adică el era mai așa, nu? Spuneți ucenicilor și lui Petru. Avea ceva special Domnul cu Petru. Numai că în dezamăgirea lui s-a retras la meseria pe care o știa, la pescuit. Acum, nu știu dacă retragerea aceasta la pescuit a lui Petru era să-și înnece durerea, confuzia, sau a abandonat crezul că Dumnezeu mai are ceva pentru el și a zis, revin la viața înainte. Asta. Au fost 3 ani și jumătate, o experiență frumoasă, o scriu un jurnal, mă aduc aminte din când în când ce frumos a fost cu Hristos, dar trebuie să reîncep lucrurile pe care le-am abandonat înainte să mă cheme Hristosul. Nu știm care a fost motivația. Până la urmă, poate că răspunsul este, știți cum spun unii, ce faci când nu mai știi ce să faci? Faci ce știi. Da? Aici era și Petru, făcea ce știa. Și măcar că, vă aduceți aminte că am zis că unul dintre scopurile pe care Domnul le-a avut arătându-li-se a fost și să le reafirme chemarea. Vă aduceți aminte în Matei 4, 18, 20, Domnul îi spune așa, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, care este aceeași cu Tiberiadei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare. Ce imagine, da? În paralelă. Căci erau pescari. El i-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Iată că Iisus îi face această chemare, care îl va urmări toată viața, și acum după înviere îl duce în același loc și îi reafirmă. Îi reafirmă chemarea. Pentru că oricâte dezamăgiri au fost peste viața ta, dacă Dumnezeu ți-a făcut o chemare, nu te va abandona. Nu te va abandona, o va reafirma, te va ridica și îți va da unelte noi, puteri noi, ca să poți să o duci mai departe. Ce este frumos este că atunci când Petru a zis, mă duc să pescuiesc, nu s-a dus de unul singur. Nu s-a dus de unul singur pentru că experiența poate chiar traumatizantă a sacrificării lui Hristos, a jertfirii lui Hristos, crucificării lui Hristos, i-a legat. Acum, când treci prin momente dificile, te legi, te leagă crizele. De unii te desparte. Acum nu zic că s-au despărțit de ceilalți, că aici vedem doar pe 7, nu știu unde erau ceilalți 4. Cel puțin au rămas 7 împreună, nu? Și atât de legați au rămas încât toți zic, mergem și noi, mergem și noi. Iar am stat să mă gândesc, bă, de ce au zis ăștia că merg cu Petru? Nu putea să zică, bă, Petre, du-te tu.
Îți trebuie pescuit? Du-te tu la pescuit, lasă-ne să ne lingem rănile. Suntem oricum zdrobiți, ni s-a dus toate așteptările. M-am gândit, așa, m-am jucat în imaginația mea, dacă unuia i-a trecut prin minte, mă, Iuda l-a trădat pe Domnul și știm cum a sfârșit, nu? Bă, și Petru l-a trădat, dacă îi trece ceva prin cap, nu? Poate că unul s-a dus la pescuit cu Petru să zică, bă, când vrea să sară, îl prinde haina. Îl prinde haina, măcar să nu se arunce. Da. Nu știu care a fost motivul pentru care s-au dus ceilalți. Poate să protejeze, așa cum a spus, sau poate le-a plăcut să fie împreună. Oricare variantă e bună. Aceștia însă, trebuie să ținem cont, erau specialiști în pescuit. Și n-a fost suficient. N-a fost suficient. Pentru că totul fără Hristos înseamnă eșec. Au avut voință. Petru zice, mă duc să pescuiesc. Am voința aceasta. Ceilalți, avem aceeași voință. Să ai voință să pescuiești, ascultă-mă, să ai voință să vorbești, să ai voință să smulgi ca din iad pe cineva. Fără Hristos, eșec. 1.000.000 de diplome să ai. Toate doctorate de teologie în lume să le ai. Fără Hristos, zero. Zero. Pentru că totul fără Hristos înseamnă nimic. Muncă în echipă au avut. Și voință, și muncă în echipă. Uitați-vă ce bine lucrează. Credeți că toți au făcut același lucru pe corabie? Știau exact fiecare ce au de făcut. Unul aruncă, unul ține torța, unul dă la vâsle, unul nu știu. Fiecare făcea altceva. Erau atât de echipați în munca în echipă. Și nu spune, mă, fără muncă în echipă nu se poate în biserică. Și nici nu se poate. Să ai voință, să ai muncă în echipă. Și totuși, nimic. Pentru că totul fără Hristos este eșec. Ce frumos îi vedem în munca aceasta în echipă că nu încep să-și reproșeze pe acolo sau Scriptura nu consemnează. Bă, cred că n-am prins pește. Știi de ce n-am prins pește? Că l-a trădat Petru. Din cauza ta, Petre, nu prindem noi pești, că l-ai trădat în curtea marului preot. Nu, 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 nu. Din cauza lui Toma, că n-a crezut. Ba, din cauza lui... Și să înceapă între ei, de ce nu vine peștele? Să caute vinovați între ei. Nu-și caută vinovații, știu să rămână împreună. Biserica Elim. Biserica Elim. Rămâneți împreună. Știu să rămână împreună, pentru că Dumnezeu are ceva, îi învață o lecție. Au voință, muncă în echipă, așa cum spuneau, depun efort. Toată noaptea, zice, toată noaptea ne-am trudit. Și nimic. Nu-L aveau încă pe Hristos. Dar, în mijlocul efortului, a tuturor lucrurilor bune, apare la un moment dat Hristos. Când apare Hristos, totul se schimbă. Totul se schimbă. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l las, dacă totul fără Hristos înseamnă eșec, nimicul cu Hristos înseamnă succes. Materia primă din care Dumnezeu a făcut toate lucrurile, a luat Dumnezeu așa și a zis, hai să luăm nimic și să fie stele, hai să luăm nimic să fie mare, hai să luăm nimic, numai pe noi ne-a făcut din țărână. În rest, tot ceea ce vedem și nu vedem, tot universul, materia primă pe care Dumnezeu a folosit a fost nimicul. Din nimic Dumnezeu a făcut totul. Și când noi vom înțelege că în raport cu Dumnezeu suntem nimic, abia atunci ne va folosi Dumnezeu. Cât credem că suntem ceva sau cineva, creștem fundamental și nu se va întâmpla nimic. Dar când vom pricepe cine este Dumnezeu și cine suntem noi, abia atunci va începe Dumnezeu să lucreze prin noi. Nimicul cu Iisus înseamnă succes. Să încep de la a recunoaște că n-ai prins nimic.
Știți care este cel mai greu lucru pe care un pescar poate să-l spună? N-am prins nimic. Pescarilor le place să spună, nu dacă au prins așa o chestie. Ăștia până ajung acasă, se umflă peștele ăla, crește, da? Știți cum unul exagera atât de mult, i-o legat mâini, i-o pus cătușe ca să nu exagereze, da? Să nu mai poată să zică cât de mare a fost peștele. Și ăsta s-a gândit așa și a zis, băi, am prins un pește și acum toți, acum cât pot să-l, unde îți duci? Bă, cam așa i-au fost ochii, zice. Da? Da? Pentru că e greu să spui că nu prinzi nimic. Dragii mei, este dură întrebarea pe care o pun. Dar n-am cum să nu o pun. Când am prins ultima dată? Când am prins ultima dată? Nu cumva am început să ne fim suficienți? Să credem mai mult despre noi decât suntem? Să vedem programele noastre spectaculoase? Avem totul! Totul! Știm! În biserici, programe, liturghie, creștem, avem internet, site-uri, tot avem! Unde e Hristos? Unde e Hristos? Știți cum le-a transformat Hristos eșecul în succes? Prin ascultare. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Ne dai lecții nouă. Păi nu știm noi cum să pescuiește. Păi din asta trăim. Cum adică să ne mai spui tu ce să facem? Abia când ne vom subordona total voința noastră, voinței lui Dumnezeu și să trăim numai pentru asta. Abia atunci va începe Dumnezeu să lucreze prin noi. Abia atunci se va transforma eșecul dezamăgitor și din viața personală și a bisericilor noastre în succes. Ascultare. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, le-a spus Domnul Iisus Hristos. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem pentru că sunt poruncite. Pentru asta nu mai facem adunare generală. Nu, nicăieri nu scrie acolo că dacă, când le-a spus Domnul aruncați în partea dreaptă, stai un pic să adunăm, votăm dacă aruncăm în partea dreaptă, nu? Și unul să zică, nu mi-e place în stânga. 50% plus 1 vrea în stânga. Sunt lucruri care trebuie să treacă dincolo de voința noastră, de jocurile noastre mărunte. Este voia lui Dumnezeu, amin. Și asta trebuie făcută. Ne asumăm sau nu ne asumăm pescuiri? Rezultatul ascultării înseamnă o mreajă plină de pește. Închei lăsându-vă acest gând și leg de ceea ce fratele păstor Petrică spunea, de acel dialog extraordinar pe care Domnul a avut cu Petru la Marea. Numai în pielea lui Petru să nu fi fost atunci. Cum e să te întâlnești cu ăla pe care l-ai trădat? Ah, este un verset în Luca. Evanghelistul Luca surprinde o imagine care pe mine m-a marcat. Am folosit-o foarte mult la evanghelizările din anul acesta. Spune că în noaptea în care Domnul a fost prins, era în curtea marului preot, a fost scos în curte, Petru tocmai se lepădase la foc de Domnul și este acolo un amănunt atât de mișcător, zice, și Domnul l-a căutat cu privirea pe Petru. Auziți? Deci, îl trădesc pe Hristos, ultimul lucru pe care ar fi vrut să se întâmple atunci, care ar fi vrut să se întâmple atunci, este să te intersectezi cu privirea lui Hristos. Acum nu era privirea, acum era chiar Hristosul. Și îmi imaginez așa, lângă Marea Tiberiadei, poate se zărea de ziua așa, îl ia Hristos de după cap pe Petru și începe să-i spună, măi, ticălosule, după ce ai văzut toate lucrurile,
după ce ai văzut înmulțire și vindecări și învățătură, m-ai trădat în fața unei slujnice, nici vorbă. Îi pune întrebarea, singura întrebare, întrebarea absolută. Nu există, da, termen de comparație. Sunt adjective absolute, nu este mai mult, nu este mai superior. Când ne auzi pe unii când zic, ăsta e mai superior decât, pune, sau e superior sau e inferior, nu este termen de comparație. Pentru că întrebarea legată de dragoste nu are termen de comparație. Și îl întreabă Domnul, Petre, și apropo de cuvinte limba greacă, îmi permit un joc aici, pentru că are un efect extraordinar. Domnul cheamă pe Petru și îi spune, Petre, agapei, și folosește această întrebare, Petre, mă iubești cu aceeași dragoste cu care v-am iubit și am venit în lumea voastră? Petru, rușinat, răspunde, Doamne, știi că te iubesc, la noi în limba română e același cuvânt. Dacă ne ducem în original, spune, Doamne, Fileo, aș vrea măcar prieten să-ți fiu. N-am dovedit o dragoste sacrificială, dar lasă-mă măcar prieten să-ți fiu. A doua oară îl întreabă, Petre, agapei? Domnul insistă, nu-l lasă pe Petru. Petru, agapei? Petru zdrobit, Doamne, Fileo, aș vrea să-ți fiu prieten. A treia oară îl întreabă Domnul, nu renunță, Petre, agapei? Și a treia oară Petru zice, acum înțeleg ce vrei să faci cu mine. Vă aduceți aminte că am zis că întâlnirea cu Hristos înseamnă și restaurare. Și atunci a treia oară zice, Doamne, Tu pe toate le știi. Știi că agapei. Vreau să-ți arăt o dragoste necondiționată, Doamne. Asta a fost întâlnirea la Marea Tiberiade între Domnul și Petru. Știți ce am remarcat la Petru din acest pasaj? Când Domnul a zis, aduceți pești, ceilalți ucenici au adus pești. Petru s-a dus pe el. Înainte să scoată peștii la mal, zice că Petru s-a încins, a sărit în apă și a venit la Hristos. Pentru că, dragii mei, înainte să putem pescui, trebuie să ne aducem pe noi. Și atunci când vom aduce pești, peștii cui vom aduce? A cui pești aducem? Cât de buni Domnul cu noi, ascultați-mă, oameni buni, ascultați-mă, cât de buni Domnul cu noi. Vine Domnul, ne pune pești în mreaja noastră și după aia zice, aduceți-mi peștii voștri. Știți ce vrea Domnul de la Elim? Să luați peștii Domnului și să-i aduceți Domnului. Nu-s peștii noștri? Nu-i aducem să-i cinem noi în Elimul nostru. Salut Hristos! Când vom avea această perspectivă, în una sectară, măruntă, ai noștri, aici, închidem! Abia atunci vor intra pești în plasă. Pentru că noi nu trebuie să-i facem pe oameni după chipul și asemănarea noastră, ci a lui Hristos, Domnul, lăudat să fie Domnul. Înainte să aduceți pești, aduceți-vă pe voi. Și în acel moment se schimbă totul. Pentru că motivația slujirii nu este competiția, ci dragostea. Ce frumos ar fi acum în rugăciune și vă chem să stăm ridicați. Să-i spunem și noi Domnului, Doamne, tot am zis că Te iubim, dar ne-am crezut atât de tari, am crezut că avem atât de multe, că știm atât de multe, că putem atât de multe, că suntem cineva, am crezut că suntem, că avem,
când Tu ești totul. Doamne, ne pocăim înaintea Ta că nu Te-am iubit cum trebuia. Dar ce bine ar fi pentru Biserica Elim, pentru Tine, să-i spui și Tu, rușinat, dar cu inima deschisă ca Petru, Doamne, Te iubesc din inimă. Vrei să nu-I cerim nimic, Domnule, acum? Să nu-I zicem nimic, doar să-I spunem, Doamne, Te iubim din inimă. Atunci se schimbă viața noastră și altora.